În cursul zilei de ieri, în jurul orei 13:20, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 cu privire la o agresiune petrecută în parcarea unui restaurant din zona centrală a Municipiului Suceava. S-a constatat faptul că un bărbat de 23 de ani din Municipiul Botoșani, care anterior, în perioada aprilie-mai 2022, se adresase restaurantului pentru a se angaja la bucătăria unității economice, fiind refuzat, s-a prezentat ieri la ora 13 la unitatea economică, având un comportament recalcitrant la adresa angajaților. Un client de 38 de ani din orașul Cașvana, aflat la o masă, a intervenit pentru a-l calma și l-a scos afară pe agresor, moment în care acesta a devenit violent fizic, scoțând un cuțit și aplicând mai multe lovituri clientului de 38 de ani. Acesta a suferit mai multe leziuni prin înjunghiere, fiind transportat la unitatea medicală, constatându-se preliminar că leziunile au fost de natură a pune în primejde viața victimei. Agresorul a fost identificat la fața locului, a fost încătușat și preluat în custodie de polițiști fără incidente, fiind transportat la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru audieri. De asemenea, în cadrul activităților de cercetare, la locul faptei a fost identificat și cuțitul folosit la agresiune, urmând a fi completat și consolidat probatorul și a se dispune măsuri procesuale. S-a întocmit dosar penal, cauza fiind preluată de către Inspectoratul de Poliție Județean Suceava sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, urmând a se stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii evenimentului și a se dispune măsuri procesuale față de autor.